SPP-ul Papei are drept motou îndemnul la bărbăție și fidelitate. Criteriile apartenenței la acest corp de elită sunt stricte. Catolici peste 1,74 înălțime, cetățenie elvețiană, vârsta între 19 și 30 de ani, celibatari. A analizat, a comparat, a observat și a experimentat pentru a pune bazele metodei inductive în știință. N-a rezistat nici tentației de a concepe utopie, noua Atlantidă văzută de el, supunându-se rațiunilor științifice și păstrând diferențierile de clasă. Filozoful și dramaturgul iluminist german a criticat clasicismul francez, promovând literatura națională. L-a descoperit pe Nathan înțeleptul și a încercat să concilieze pe Faust cu Dumnezeu. Romanticul englez își datorează faima atât bibliografiei cât și biografiei. S-a implicat în lupta grecilor pentru independența față de otomani, motiv pentru care este considerat erou național al elenilor. Dramaturgul suedez a fost și telegrafist, și pictor, și fotograf, și alchimist. L-a interesat și politica. Despre economie spunea că este o știință inventată de clasele superioare pentru a-și însuși rodul muncii claselor inferioare ale societății. Autorul primului lungmetraj american, Nașterea unei națiuni, și al replicii la acuzațiile de rasism în Intoleranță, de-a lungul carierei sale a regizat 536 de filme, a scris scenarii pentru 229, a produs 58 și a jucat în 43. Matematicianul născut la București și-a dat doctoratul în calculul eclipselor de soare. Timp de 20 de ani a condus observatorul astronomic din capitală. A marcat aproape în întregime un întreg secol al XIX-lea ca suveran al unui imperiu în care soarele nu apune niciodată. Colonialismul era la apogeu, iar coroana britanică domina lumea. Actorul născut în fostul județ Caliacra a fost printre tinerii entuziaști care au pus bazele teatrului din Piatra Neamț. S-a afirmat apoi la Bacău și Cluj pentru a se consacra pe scena naționalului bucureștean. Doamnă, am venit să vă vorbesc despre un caz de viață și de moarte. Ați picat prost. Gimnasta româncă n-a reușit să depășească la Olimpiada de la Los Angeles presiunea publicului și arbitrilor care au susținut-o pe contracandidata gazdă la titlul individual compus, Mary Lou Retton. A obținut însă aurul cu echipa și la bârnă și sol. După moartea fostului președinte Eisenhower în 1969 și a lui Truman în 1972, cea a urmașului lui Kennedy a lăsat America fără niciun ex-președinte în viață, asta până la demisia lui Nixon din august 1974. Thank you for listening. Good night and God bless all. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.